Acțiunile inițiate de polițiștii Gorjeni pentru siguranța elevilor continuă și mâine. În această perioadă, la nivelul tuturor subunităților de poliție din cadrul IPJ Gorj au fost organizate acțiuni preventiv-reactive, atât în mediul urban cât și în cel rural, în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pentru prevenirea și combaterea eficientă a fenomenului criminogen înregistrat în zona unităților de învățământ. În ultimile 3 zile, polițiștii au desfășurat 201 activități preventive în cadrul orelor de curs, dar și 143 de controle pentru verificarea respectării dispozițiilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.